Bună ziua! Bine ați venit, stimați invitați, doamnelor și domnilor! Ce poate fi mai frumos pentru o comunitate decât momente de sărbătoare ca acesta, în care recompensăm performerii. Cei mai buni, dintre cei mai buni, din toate domeniile, sport, educație, administrație publică, mediul de afaceri, culte, ONG, mass media, sănătate și cultură. Oamenii dedicați, mai ales cei care au ales să se implice, sunt cei care merită toate aplauzele dumneavoastră. De aceea, sincere aplauze pentru toți dumneavoastră. Sunt unii dintre dumneavoastră care a spus umărul la construcția acestui oraș, pe care noi astăzi încercăm zi de zi să-l dezvoltăm. Pe lângă șosele, pe lângă clădiri din sticlă și aluminiu, încercăm să sădim în inimile oamenilor și mândria că aparțin acestui loc. Un loc care nu se uită niciodată. Mă bucur că noi suntem o comunitate unită, o comunitate bazată pe dialog și pe implicare. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor premianților de astăzi pentru implicarea dumneavoastră în comunitate, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât romanul devine mai prietenos, mai atractiv și poate deveni o opțiune. Iar când spun o opțiune, nu vreau să tai aripile celor care vor să plece și să zboare departe de casă, ci vreau să mă gândesc la cei care vor să ia în calcul și opțiunea de a rămâne aici, la Roman, adică acasă. În numele romașcanilor, eu vă mulțumesc tuturor și am să-l invit alături de noi pe domnul deputat Laurențiu Leoreanu, cel care este inițiatorul până la urmă acestor evenimente și acestor gale, pentru a ne adresa și domnia sa câteva cuvinte. Oftiți-vă! Vă mulțumesc frumos! Am ținut să fiu prezent și eu la zilele municipiului Roman. Am ținut să fiu prezent astăzi la Gala Excelenței Romașcane. O activitate deosebită, o activitate de suflet, în care oameni de suflet din municipiu s-au implicat, se implică și sunt convins că se vor implica pentru ca Romanul, orașul nostru, să devină o cetate din ce în ce mai puternică și mai respectată în Moldova, în țară, dar și peste cotare. Sunt convins că toți cei aflați astăzi aici poartă girul unei recunoașteri, a unei atenții, a unei implicări și vreau să îi salut cu toată dragostea și cu toată recunoștința mea. Mă bucur că sunteți implicați în viața comunității, în viața cetății, o cetate mândră, o cetate seculară, o cetate care, cum spunea marele scriitor, marele cărturar Miron Costin, naște oameni adevărați, de valoare, oameni care au trecut prin secole, prin ani, prin lucruri frumoase, dar și prin veți bine clădite, rezultate deosebite, reușite frumoase, pentru ca generații la rând tot să se nască și să ducă mai departe numele acestei cetăți, Roman. Vă mulțumesc, vă salut, vă asigur de toată dragostea și de tot respectul meu. Dumnezeu să vă dea sănătate, îl ferice pe domnul primar Lucian Micu, că continuă aceste activități frumoase, bine clădite, care dau substanță structurii romașcane. Îi urez sănătate, mult succes, mereu să fie alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de el și de Roman. Doamne ajută și tot ce-i mai bun pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim mult, domnule deputat, și pentru cuvintele frumoase și pentru faptul că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră și vom trece din acest moment la activitatea propriu-zisă pe care ne-am propus-o pentru ziua de azi, iar la secțiunea senior a excelenței o avem pe doamna profesor Natalia Rusu,
care s-a născut la Tighina, Republica Moldova, în 16 noiembrie 1931, iar în anii grei ai războiului s-a refugiat împreună cu familia din Coace de Prut. A terminat liceul la Roman, promoția 1950, și a urmat cursurile Facultății de Filologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Timp de 37 de ani a predat limba rusă și limba și literatura română la Colegiul Național Roman Vodă, la Școala 7, actuală Școala de Artă Sergiu Celibidache, și la Colegiul Tehnic Miron Costin, fostul liceul numărul 5 din Roman. A publicat până acum 11 volume. Doamna profesor Natalia Rusu, alături de soțul domniei sale, ilustrul profesor Ovidiu Rusu, se află printre donatorii Bibliotecii Municipale George Radu Meliton. Este o fire foarte activă, tonică și optimistă. E și motivul pentru care autoarele monografiei Colegiului Național Roman Vodă au scris în dreptul numelui doamnei profesor Natalia Rusu trei cuvinte: tinerețe fără bătrânețe. Să o felicităm pe doamna Natalia Rusu. La aceeași secțiune, seniori ai excelenței, o avem pe doamna Cecilia Bănică Pal, care s-a născut în anul 1931 la Făurei, în județul Brăila. A absolvit cursurile școlii normale din Buzău, a urmat cursurile Facultății de Filologie din București. După absolvire, în anul 1958, a venit la Roma și s-a numărat printre profesorii care au pus bazele școlii de muzică și a desfășurat activitatea didactică începând din anul 1960 la Liceul Roman Vodă. Este o prezență activă în viața culturală a orașului, susținând diferite conferințe cu prilejul unor manifestări culturale desfășurate la Biblioteca Municipală, Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie. A publicat 4 volume de versuri și numeroase articole și recenzii de carte. Așadar, seniora excelenței, doamna profesor Cecilia Bănică Pal. De când am venit în Moldova, în învățământ. Din 1958 sunt în Roman. Orașul probabil că a fost chiar predestinat, spun eu, pentru că în momentul când mă întorceam de la Păurei, de la căsătoria mea, în februarie, a fost întroienit. Trenul s-a zăpezit. Și pentru prima dată, la câteva ore, am văzut Parcul Romanului. Citisem despre parc în amintirile lui Gravete Brăileanu, dar mi s-a părut un mod deosebit frumos. Ca peste câțiva ani să mă transfer de la Cosmești Pașcani la Roman. Ce a însemnat Romanul pentru mine? Ce înseamnă la ora actuală? Înseamnă orașul culturii. Nu contează ce întindere are orașul și nici ce număr de locuitori are orașul, ci cum sunt acești oameni ai orașului, ce fac pentru orașul și comunitatea în care trăiesc. Am făcut școala normală la Buzău și Romanul și Buzău pentru mine sunt două centre care păstrează viața culturală. Am predat 30 de ani la secția serală. Ce-a însemnat acest lucru? Contactul cu majoritatea, să spunem, locuitorilor românului, muncitorii care se străduiau
să-și completeze orizontul cultural seara. Îi numeam eroi. Relația mea cu ei a fost și rămâne una dintre cele mai bune. Eu le-am dăruit ceea ce am putut ca profesoară, dar și din sufletul meu. Ei mi-au dăruit la fel respect și stimă, iar lucrul acesta m-a făcut să trăiesc anul ăsta, am împlinit 86 de ani. Ei îmi dau picătura de viață. Oștii mei elevi îmi dau picătura de viață alături de copiii mei. Fiindcă și acum îmi zâmbesc și acum își aduc aminte că răspuneam mai băieți, învățați câteva versuri la fiecare poet. Dacă știi câteva versuri, ai să faci o teză bună, ba mai mult decât atât, ai să înveți și nepoții. Și am avut marea bucurie, nu vă rețet mult, dar vă spun, am avut marea bucurie ca să cunosc și cealaltă latură sufletească a romășcanilor. Un bunic l-a învățat pe nepotul lui să învețe versuri, iar acesta m-a oprit pe stradă, nu-l cunoșteam. M-a întrebat dacă a fost profesoara lui Pluteanu, așa chema. Da. Și apoi mi-a pus întrebarea. Am avut mulți cu același nume. Veneau, dar mi-a tocat, păi bunicul meu. Da, veneau de la aplicații, de la armată, cu praful pe cismi și așezau un banc. Dar le cereați versuri? Da, le ceream versuri. Dar știți că bunicul meu mă obligă să învăț versuri? Da, ciuc școală orice, secție urmează, informatică, atunci tu ai internet, nu ai nimic cu versurile. Da, mi-a spus bunicul următorul lucru. Dacă nu cunoști și nu vezi câteva versuri, n-ai cum să înțelegi literatura, dar n-ai cum să înțelegi nici sufletul omului. A fost cea mai mare bucurie mea, vă spun în mod sincer. Ca peste ani s-a auzit că cineva a transmis nu numai fiului, ci și nepotului această atmosferă și această aroma, această atmosferă a culturii, nu am vorbit eu. Aici este vorba de receptivitatea celuilalt. Nu? Oamenii de Roma iubesc poezia, iubesc literatura, iubesc istoria, totul iubesc și meseriile și le iubesc, pentru că dați voi să mă pronunț, că am avut elevi. Sunt oameni deosebiți aici, pe care eu am iubit și iubesc din tot sufletul. Vă spun în mod sincer, Romanul este și va rămâne un oraș cultural, fiindcă nimeni nu poate să șterbească sufletul romășcanilor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, mă simt onorată și vă doresc succes în toate. Mulțumim foarte mult, doamna profesor, pentru cuvintele foarte frumoase pe care le ați adresat. De asemenea, în cadrul aceleași secțiuni seniori a excelenței, îl avem pe domnul profesor Mihai Andone. S-a născut pe 24 septembrie 1937, dascăl cu o prodigioasă activitate pedagogică și didactică, cu peste 4 decenii de apostolat, dublu licențiat, cu elevi participanți la fazele naționale ale Olimpiadelor de Istorie, realizator a două valoroase muzee istorico-geoetnografice școlare, domnul profesor Mihai Andone s-a remarcat și printr-o implicare constantă și apreciată în peisajul citadin romașcan, în plan cultural, politic și social, prin diverse acțiuni dintre care enumerăm eforturile susținute pentru reînființarea județului Roman, consilier local în perioada 1990-2004, director de studii la filialele din Roman a două universități eșene și director al unei școli post-liceale sanitare. Autor a 5 capitole din istoria orașului Roman, a publicat 15 volume de carte și peste 600 de articole în presa centrală și locală. A susținut o serie de conferințe și comunicări științifice la manifestările organizate de Biblioteca Municipală, Muzeul de Istorie și Cercul Militar. Domnul profesor Mihai Andone,
se află printre donatorii de carte ai Bibliotecii Municipale George Radu Melidon. Situația e de așa natură încât atunci când mă așteptam cel mai puțin, prin grija domnului primar și a Consiliului Local, am fost și eu printre cei nominalizați la această distinție. Mă leagă extraordinar de mult de roman, așa după cum s-a spus în prezentarea respectivă, am peste 40 de ani la catedră, din care mai mult de jumătate aici în Roma. Am fost foarte mult timp profesor la Liceul Industrial numărul 3, actualul Petru Poni. Am predat ori și la seminarul teologic, am fost și director la cele două filiale din România a Universităților din Iași. Din tot ceea ce am făcut în ultimii, să zic, 30 de ani, venind în România din 1979, sunt multe realizări mari. Însă și faptul că am scris în cooperare o istorie a României în 1992, și o altă carte de sine stătătoare pe care am fost eu singur autor în 2007, am scris și istoria liceului 3 și foarte multe materiale de care s-a pomenit. Faptul că aici s-au realizat copiii mei și una dintre fetele mele de noastră o cunoașteți, ați văzut-o poate și aseară vorbind de la televiziunea locală Roman, actuala directoare la liceul Roman Podătan Urbici, celălalt este farmacist, am doi nepoți care sunt și ei foarte bine realizat, o fată iarăși la rândul ei profesoară, iar celălalt student în anul 2 la Iași, la Universitatea, la Științe, la... cum se cheamă asta? Am un lapsus, oricum. Faptul că m-am zbătut pentru situația acestor oameni de Roman, că am vrut să se reînființeze județul Roman, și pentru asta n-am neglijat niciun efort fizic, financiar, de gândire, luptă cu absurditățile unui regim care a venit după aceea, dar care a continuat într-un fel nedreptatea flagrantă făcută Romanului în anul 1968, când acest oraș care a fost capitala țării de jos într-o vreme, care este la încrucișarea unor drumuri comerciale care răzbat Moldova de la nord la sud, de la est la vest, și care a dat lumii cărturare de mare, mare vocație între ei și Melchisedec Ștefănescu, care aici a păstorit multe vreme și aici și are locașul de veci, acest oraș merită mai mult. Eu nu mor cu speranța că acest oraș, sau trăiesc cu speranța că acest oraș va redeveni ceea ce a fost cândva, ce anume capitala viitorului județ roman. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut romașcanii pentru mine și m-am străduit și eu, din modesta mea contribuție, să fac eu ceva pentru urbea care m-a înfiat într-un fel. Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor și domnului primar succes în toate acțiunile sale. Mulțumim, domnule profesor, și vreau să vă asigurăm că aici în sală suntem cel puțin doi oameni care avem capacitatea și abilitățile de a ne lupta și pentru a face ca Romanul să fie un municipiu respectat la nivelul Moldovei și la nivelul întregii țări. Mai departe trecem la secțiunea culte, acolo unde îl avem pe domnul preot Ionel Doru, care a urmat cursurile seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț, iar în vara anului 1988 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. A primit demnitatea preoțească în anul 1987, calitate în care a activat mai întâi în localitatea Averești, iar din anul 1991 este preot paroh la Biserica Armenească din Roman, această mică Notre Dame a Romanului, cum o numește în al preasfințitului Ioachim.
În perioada 1990-1999 a fost profesor la seminarul teodox, ortodox Sfântul Gheorghe din Roman, iar timp de un an a fost și director al instituției. A publicat numeroase studii istorice și teologice în reviste de specialitate. A organizat manifestările cultural-religioase prilejuite de împlinirea 400 de ani de la zidirea Bisericii Armene din Roman. Evenimentul a făcut din orașul nostru o mică oază de spiritualitate prin dimensiune economică dată de prezența de excepție a armenilor și a tuturor minorităților etnice din Roman, alături de credincioșii ortodoxi romașcani și de autoritățile locale. Biserica armenească din Roman are și o monografie. La zămislirea ei a lucrat cu dăruire preotul paroh al bisericii. Nici nu se putea o ocazie mai fericită ca această monografie să fie scrisă de un om pentru care biserica înseamnă a doua sa casă. Preot Ionel Dor. Să vă spun este aceea că mă simt onorat pentru acest dar din partea dumneavoastră. Noi la Sfânta Liturghie spunem întotdeauna ale tale dintr-o ale tale. Deci, de la Dumnezeu le avem de toate și la Dumnezeu le întoarcem ca darul ale noastre cu credință, nădejde și dragoste. Dacă ar trebui să mă refer ce înseamnă legătura mea cu Romanul. Deci ar trebui să spun că sunt copil al Revoluției pentru Roman, pentru că odată cu venirea, cu declanșarea Revoluției de la 1989, a fost posibilă și această deschidere a Bisericii armenești din Roman, în acest parteneriat deosebit pe care îl are Arhiepiscopia noastră, cu Arhiepiscopia Armeană din București, care în urma unei înțelegeri a dăruit această biserică spre folosință, cu condiția, bineînțeles, de a o întreține, de a o îngriji și de a o păstra, pentru că, într-adevăr, pentru noi, cum spunea și domnul primar, este o pecete a spiritului și a culturii comunității armene din orașul nostru. În rest, dacă e să spun un lucru, sunt doar un simplu preot. Această distinție nu mi se cade numai mie, ci o primesc cu respectul cuvenit și o înțeleg ca o recunoaștere și a tuturor celor care mă ajută în munca mea. Pentru că un preot nu poate să facă singur nimic. Eu sunt însoțit de o echipă deosebită la biserică. Toate realizările mele la biserică sunt împreună cu colegul meu, părintele Onofrei Maricel, și mai ales cu oamenii care ne înconjoară. Ne străduim în continuare ca să fim așa niște soldați de pază a cetății sufletului omenesc, care este înconjurată de atâția dușmani în lumea de astăzi și sperăm să reușim să păzim această cetate a Spiritului. Cred că această zi este același efort și al dumneavoastră, al tuturor celor de aici, căci și noi ca preoți și dumneavoastră, cei care sunteți aici, aveți aceeași menire de a apăra cetatea Sufletului Dumnezeu. Vă mulțumesc! De asemenea, la secțiunea culte, îl avem pe preot Iosif Bișop, brăilean de origine și romașcan prin adopție. Părintele Iosif Bișop s-a născut pe 11 martie 1968. După finalizarea studiilor primare, gimnaziale și liceale în orașul natal, și-a continuat pregătirea spirituală și universitară, începând cu anul 1991 la Institutul Teologic Franciscan din Roman.
iar din anul 2005 la Facultatea Pontificală Sfântul Bonaventura din Italia, Roma. În anul 1991 a intrat în Ordinul Fraților Minori Conventuali, provincia Sfântului Iosif din România, iar în anul 1997 a fost hirotonit preot. În anul 2003 a obținut titlul de doctor în teologie, iar în anul 2007 cel de profesor universitar. În perioada 1999-2009 a fost decanul Facultății de Teologie din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman, iar în intervalul 2009-2011 a fost rectorul susnumitei instituții. Între anii 2005-2016 a fost inspectorul școlar diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Tot în această perioadă, părintele Iosif Bișoc și-a concentrat atenția asupra studiului academic, iar cărțile și articolele sale sunt citate în studii de specialitate din țară, dar și din străinătate. A publicat și coordonat 13 cărți și 58 de studii și articole în domeniul Sfintei Scripturi și cel ecumenic. A participat și a conferențiat numeroase simpozioane, mese rotunde, congrese naționale și internaționale. De asemenea, în calitate de director al Centrului de Cercetare Ecumenică și de Dialog Interreligios Pax et Unitas din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman, desfășoară o bucată activitate științifică prin coordonarea revistei omonime și colecția Universalia, începând cu anul 2003. Este coordonator de lucrări de licență în domeniile biblic și ecumenic. Colaborează cu diferite centre de cercetare ecumenice din țară, Academia Evanghelică Transilvania, Institutul de Diplomație Religioasă și din străinătate. Așadar, preot Iosif Bișoc. Pace și bine tuturor! Mă gândesc că știți salutul nostru al fraților franciscani de aici, din Roma. Eu îl reprezint pe Părintele Iosif, care nu poate fi prezent acum, cu părere de rău, este la o întâlnire a preoților franciscani la Bacău, la curia noastră provincială, sediul nostru. Din partea Părintelui, dar și de la sufletul nostru al franciscanilor, căci sunt confrate al Părintelui, fost elev al Părintelui și eu fost profesor la seminarul din Roma, la liceu și actualmente colaborator al Părintelui în parohia din Buruienești, de aici de lângă Roma, unde Părintele din 2001 activează, din 2011, scuzați, activează. Sigur, ceea ce putem să spunem de la sufletul nostru, al amândurora, în primul rând, al Părintelui și al meu, dar și al fraților franciscani de Romani, este, iată, bucuria că Dumnezeu face minuni, dă roade de pace acolo unde este pacea, acolo unde își găsește să lași pacea, cum este cetatea Romanului. După cum știți, specificul nostru al franciscanilor nu este neapărat acela de a fi făuritor de cultură sau nu avem o anumită carismă aparte, ci avem o carismă foarte generală. Da? Trăirea Evangheliei în sărăcie, castitate, ascultare și fraternitate. Și ne asumăm acele roluri și acel specific în funcție de ceea ce Duhul Sfânt într-un loc dă posibilitate, dă timp prielnic. Și în cetatea Romanului dă timp prielnic pentru roadele păcii care se traduc în foarte multe feluri. Se văd în foarte multe culori și frumuseți, cum sunt cultura, ecumenismul și tot ceea ce înseamnă ridicarea omului. Da? Noi, franciscanii, ne aplecăm spre
omul sărac. Sfântul Francisc a vrut ca frații săi să se numească frați minori, să se ocupe de cei ultimi, dintre cei ultimi. Și în același timp, Sfântul Francisc spunea, nu interzic fraților mei să studieze teologia. Și Sfântul Anton de Padova îi spune, nu ți interzic să le predai teologia fraților mei, ci dar cu un lucru, să nu-și piardă Duhul Sfintei Rugăciuni. Iată, așadar, care este un specific al nostru aici în Roma, să împletim spiritualitatea cu cultura, da? Spiritul rugăciunii cu cultura, pentru că atât cultura cât și spiritualitatea satisface setea omului de cunoaștere, dar și de nemurire, de mântuire. Pace și bine și vă mulțumim! De asemenea, la secțiunea cultură, îl avem pe pastor Daniel Lela, care s-a născut pe 31 iulie 1976, iar după finalizarea studiilor liceale și-a continuat pregătirea universitară la Universitatea Aurelul Laicu din Arad, secția Teologie Didactică. În anul 2001, tehnică, ne cerem scuze. Spuneam, în anul 2001 a fost hirotonit pastor pe seama Bisericii Pentecostale Peniel din Roman. În toată această perioadă, pastorul Daniel Lela și-a concentrat atenția asupra membrilor Bisericii Pentecostale, desfășurând o serie de proiecte în sprijinul familiilor defavorizate, de la construcția de locuințe pentru nevoiași, până la sprijin material pentru studii, alimente sau îmbrăcăminte. De asemenea, desfășoară slujbe de mentorat pentru categoriile de tineri din cadrul bisericii, departament muzical, leadership. Totodată, pastorul Daniel Lela este responsabil zonal pentru bisericile pentecostale situate în zona limitrofă a Romanului. Așadar, la secțiunea culte, pastor Daniel Lela. Mulțumesc, domnule primar. Mă simt onorat pentru că primesc această distinție din partea dumneavoastră. Așa cum spuneați, sunt un romașcan prin adopție. În anul 2000 am venit în Roman pentru o perioadă scurtă. Însă cred că Dumnezeu așa a rânduit să rămân aici pe timp nedeterminat. Sunt împreună cu soția mea. Ea este mureșancă, eu sunt arădean. Ne-am legat foarte mult de orașul Roman. Suntem mândri cu acest oraș. Ne creștem cei 4 copii aici. Și mă bucur pentru personalitățile culturale de aici. Apreciem corpul profesoral. Copiii noștri fac muzică la școala numărul 7 și suntem foarte mândri de cei care se ocupă de ei. Contribuția mea și a echipei cu care lucrez este să îmbunătățim și să ajutăm credincioșii din oraș în privința practicării vieții spirituale, să devină oameni mai buni, cetățeni mai onorabili și să-L reprezinte pe Dumnezeu cu cinste în mijlocul celorlalți. Cred că orașul nostru poate fi mai bun, cetățenii pot fi mai onorabili și putem să ne ridicăm de la bine spre excelență. Cred că aceasta îl onorează pe Dumnezeu. Vă doresc mult succes și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru cuvintele frumoase. Trecem la o altă secțiune. Este vorba de secțiunea cultură și vorbim aici despre Alexandru Panata Codreanu, care s-a născut la Iași în anul 1963,
În anul 1985 a terminat Școala Populară de Arte din București, iar apoi s-a dedicat artei. Succesul a venit neașteptat în anul 1993, când a fost angajat să picteze un salon auto Toyota din Hamburg. În anul 2003 are prima expoziție personală în România, la Galeria de Artă Jean-Louis Calderon din București. Stilul său creator acoperă domenii vaste, de la grafică la pictura monumentală de patrimoniu. A lucrat în echipa de restaurare la Mănăstirea Hureți din Vâlcea și la Mănăstirea Neamț. Alexandra Panata Codreanu a participat cu lucrări de pictură la peste 10 expoziții internaționale din Austria și Spania, iar la 3 dintre acestea alături de lucrări semnate de mari maestri ai secolului al XX-lea, Picasso, Dalí, Miró și alte nume celebre. Cea mai recentă apariție pe Simeze a fost în luna aprilie a acestui an cu expoziție de icoane la Galeria Wall of Art. Are lucrări în colecții private din SUA, Germania, Anglia, Franța, Italia, Japonia, India, Austria, Elveția, Spania și Grecia. Așadar, la secțiunea cultură, Alexandra Panata Codreanu. De asemenea, la sectura cultură avem nominalizată Galeria Roman Art. De mai bine de 4 ani, într-un spațiu generos, situat la poarta Spitalului Vechi, familia inginerilor Rodica și Cezar Păduraru a pus bazele unei galerii de artă. An de an, în calitatea domniei sale de vicepreședinte al Academiei Petru Tocănel, doamna Rodica Păduraru a organizat în perioada prepascală expoziții tematice. Misiunea galeriei este de a oferi o platformă de promovare a artei plastice de calitate prin organizarea de evenimente expoziționale. Totodată, se dorește ca Roman Art să fie gazda unor evenimente culturale de excepție, lansări de carte, prelegeri, conferințe și concerte. Din luna noiembrie 2016 până în prezent s-au organizat expoziții colective și personale. Lucian Gogu Craiu, de la Uniunea Artiștilor Plastici din Piatra Neamț, cu personala Flori pentru Tine, Ștefan Potop, de Uniunea Artiștilor Plastici din Piatra Neamț, cu portete Constantin Adamovici și Bogdan Ienache, de la Uniunea Artiștilor Plastici din Iași. În viitorul imediat apropiat, sunt anunțate o serie de expoziții personale și colective ce cuprind nume de artă ale Uniunii Artiștilor Plastici din Neamț, Iași, Bacău și București. S-au anunțat deja și 2 lansări de carte în lunile mai și august. Așadar, la secțiunea Cultură, Galeria Roman Art. Și până acum, când sunt la a patra expoziție personală și dintr-un mare consumator de artă să fiu galerist, este o chestie extraordinară. Dacă privesc feedback-uri și mi se spune că deja Roman Art Galerie este cunoscută în Neamț, în Iași, în Bacău, în București, este un lucru care pe mine mă încântă. Atâta timp cât vin primii oameni care nu au auzit decât de la alții și se transmite calitatea galeriei din om în om, asta e rezultatul muncii. Vă spun că, dincolo de onoarea pe care o am primind diploma, mă obligă și
sper să pot face față obligațiilor pe care mi le autoimpun. Rămânem în continuare la acea secțiune cultură, acolo unde avem nominalizată galeria Wall of Art. În luna februarie acestui an s-a deschis la Roman încă o galerie de artă, Wall of Art, un vis devenit realitate al arhitectului Iulian Negru, el însuși artist plastic cu expoziții personale la Muzeul de Artă Roman, Biblioteca Asachi din Iași, Facultatea de Arhitectură din Iași și peste 21 de expoziții colective, anuale de grafică, pictură și sculptură. Scopul declarat încă de la inaugurarea galeriei este acela de a-i ajuta pe tinerii să descifreze tainele artei, ale proiectării și arhitecturii. De altfel, galeria Wall of Art se vrea a fi și o galerie atelier, lucru care va face diferența față de celelalte spații expoziționale. Aici se vor desfășura cursuri pentru cei interesați să învețe, să picteze, să deseneze, să învețe să facă o machetă. În galerie au fost vernisate deja două expoziții, de la lumină la culoare, pictură, grafică și fotografie și mai aproape de Dumnezeu, icoană bizantină. Așadar, la secțiunea cultură, nominalizată galeria Wall of Art. Mulțumesc din suflet, sunt profund onorat și, ca să folosesc puține cuvinte, sunt un visător. Acest premiu mă determină și mă determină să rămân un visător. Atât. Mulțumesc din suflet. Trecem la secțiunea învățământ, unde o avem nominalizată pe doamna Cornelia Jora, absolventă a Colegiului Național Roman Vodă și a Institutului de Biblioeconomie din București. După terminarea studiilor, a revenit la Roman, unde vreme de peste 3 decenii a fost în slujba cărților. 9 generații de elevi au fost îndrumați spre lectură de doamna Cornelia Jora. Totodată, din luna mai 2011, doamna Jora este ctitor și custode al casei Hogaș, vila în care a locuit Calistrat Hogaș, muzeul conservării memoriei celor mai importante personalități romașcane, pentru realizarea căruia doamna Jora a depus o muncă tenace, cu spirit ascuțit de selecție și capacitate de organizare. Spațiul conține 3 muzee, cel al Colegiului Național Roman Vodă, Muzeul Ecumenic al Spiritualității Românești și Muzeul Etnografic Roman Metropolitan. Cei care trec pragul astăzi muzeului găsesc aici file din istorie. Doamna Cornelia Jora reprezintă veriga de legătură dintre generațiile trecute și cele de astăzi, dintre foști și actuali profesori, dintre foști și actuali elevi roman-vodiști, fiind de altfel și o gazdă excelentă pentru întâlnirile de promoție ale absolvenților Colegiului Național Roman Vodă. Așadar, la secțiunea învățământ, doamna Cornelia Jora. Continua toate activitățile culturale pe care mi le-am propus. O mică rectificare doar, nu sunt doar 3 decenii de activitate în Roman Vodă, ci sunt 42 de ani de activitate numai în Roman Vodă. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului deputat Dan Laurențiu Leoreanu pentru faptul că a fost extrem de deschis în colaborarea pe care am avut-o. A înțeles de la început că fără cultură nu putem dăinui în timp, încât am reușit împreună să repunem în valoare acel edificiu cultural, acea bijuterie arhitectonică care este Muzeul Vila Hogaș,
și deci în 2011 am putut ia fabrica și într-adevăr acum este un centru de cultură pe care noi romagodiștii îl respectăm și ne reprezintă în totalitate. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului primar Lucian Micu, pe care îl cunosc de foarte puțin, de aproape 6 luni, dar am avut surpriza plăcută să constat că este un om extrem de deschis, un om a plecat spre cultură și un foarte bun colaborator. Și nu mă puteți condamna de subiectivism aici, pentru că am vârsta pe care o am, nu mai pot nici câștiga, nici pierde nimic, deci spun cu mâna pe inimă că este un om care, după cum cred eu, este urmașul demn al domnului Dan Laurențiu Leoreanu. Îl felicit din toată inima pentru ceea ce face și sperăm ca noi în continuare să colaborăm pe exemplar. Vă mulțumim, doamna Cornelia Jora, și mergem mai departe la secțiunea învățământ cu domnul profesor inginer, cu doamna profesor inginer Marlena Ungureanu, care a absolvit Universitatea Tehnică Gheorghe Astache din Iași, Facultatea de Electrotehnică, promoția 1988. În anul 2008 a obținut și o licență în psihologie. Un master și 2 cursuri de studii postuniversitare au completat pregătirea teoretică a doamnei profesor Marlena Ungureanu. Este profesor titular la Liceul Tehnologic Vasile Sav, unde predă discipline tehnice din domeniul electrotehnicii. Este coordonator de programe și proiecte educative, membru în Comisia de Proiecte Europene și în echipa de promovare a ofertei educaționale. În calitate de membru fondator și președinte al ONG-ului Asociația pentru Tineret Inimă de Copil, coordonează echipele de lucru formate din elevi și cadre didactice pentru implementarea diferitelor proiecte, campanii caritabile și de educație. În calitate de consilier educativ, coordonează activitatea Comisiei Diriginților, Consiliului Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinților. În anul 2008 a obținut titlul de ambasador al campaniei sociale pentru tineret Alcoolul nu te face mare. A făcut parte din echipa de implementare a proiectului POSRU, Acces la un viitor de succes. Face parte din echipa care a inițiat Festivalul Național Școlar Antreprenor pentru Viitor, ajuns deja la ediția 7-a. Așadar, la secțiunea învățământ, doamna profesor inginer Marlena Ungureanu. Acest premiu, sunt extrem de onorată. Romanul pentru mine este acasă, sunt din Iași, m-a adus în Roman un coleg de facultate pentru foarte mult timp de acum înainte. Avem o familie frumoasă, copilul nostru este romașcan în diaspora. Sunt profesoară la acest liceu. Și proiectul meu de suflet este Asociația pentru Tineret Inima de Copil, înființată în anul 2004, atunci când am simțit că trebuie să fac pentru toți elevii mei ceea ce mi-aș dori să fac pentru copilul meu. La început am întocmit un decalog al asociației, am să vă spun doar câteva dintre îndemnurile pe care atunci le-am adresat elevilor mei. Să fim buni, căci numai oamenii buni pot fi fericiți. Să iubim adevărul, căci doar adevărul are o inimă curată. Să ne iubim patria, căci cel care își pierde patria nu mai are ce să piardă. Să nu cunoaștem ura, căci ura este iarna inimii. Să învățăm, căci drumul libertății trece prin cultură, dar mai ales să rămânem copii, căci oamenii mari sunt cei care nu și-au pierdut inima de copii. Acest premiu, sau primind acest premiu, mă găsesc din nou ca un elev care este meritor.
fost și mă gândesc la părinții mei, cei care m-au educat, la profesorii mei, cei care m-au inspirat și îl împart cu toți elevii mei, pentru că doar cu ajutorul lor am putut să-l primesc. Romanul rămâne pentru mine orașul în care am prins rădăcini definitive. Vă urez mult succes, vă felicit pe toți. Sunt onorată și cu umilință mă simt în familia aceasta ca în familia mea. Vă mulțumim foarte frumoase cuvinte. Și trecem la o nouă secțiune. Este vorba de secțiunea Sănătate, acolo unde avem nominalizată doamna doctor Mândița Cobzaru. Este absolventa Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, secția Pediatrie. În anul 1994 susține examenul de medic specialist, iar în anul 1999 susține examenul de primariat. Din anul 2015 este șef secție Pediatrie la Spitalul Municipal de Urgență Roman. În anul 2016 obține și o competență în alergologie. De peste 30 de ani, cu pricepere și dăruire, doamna doctor Cobzaru are grijă de copiii și nepoții noștri și veghează ca ei să crească mari și sănătoși. Medic-pediatru e o profesie cu multe nopți albe și multe sacrificii. E o profesie în care te dăruiești necontenit, fără odihnă, cu tot ce știi, cu toată dragostea, pentru rodul dragostei, minunea vieții, copilul. Vă mulțumim! Doamna doctor Mândița Cobzaru. Mărturisire, pot să spun că personal am profitat de serviciile profesioniste ale doamnei doctor și îi mulțumesc și acum pentru toate eforturile făcute. Personal, nu pentru mine, pentru copii. Vă mulțumim foarte mult! De asemenea, la secțiunea Sănătate îl avem nominalizat pe domnul dr. Constantin Danciu, absolvent al Liceului Teoretic Roman Vodă, promoția 1987. Din anul 1994 este dublu licențiat, licențe obținute la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa Iași și la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. După absolvire, este repartizat judecător stagiar la Judecătoria Roman. Nu renunță însă nici la medicină, ci urmează un rezidențiat în anatomie patologică la Spitalul Universitar Sfântul Spiridon din Iași. În anul 1999, la terminarea rezidențiatului, se angajează la Spitalul Municipal de Urgență Roman, unde lucrează și în prezent. Din anul 2000, este șef serviciu anatomie patologică și prosectură. Are un master la Universitatea București în managementul serviciilor sociale și de sănătate și un master la Universitatea Heidelberg din Germania, managementul serviciilor sanitare în țările în curs de dezvoltare. Este președinte al Consiliului de Etică din cadrul Spitalului Roman, are o vastă cultură generală și reale abilități de comunicare. Este implicat în activitățile culturale și sociale ale comunității, susținând diferite prelegeri la simpozioane și conferințe. Așadar, la secțiunea Sănătate, nominalizat dr. Constantin Danciu. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând apreciez gestul dumneavoastră că v-ați gândit și la oamenii cu, într-adevăr, cu calități și cu abilități și oamenii care și-au pus viața în slujba comunității. Accept acest premiu gândindu-mă și la colegii mei care fac un efort deosebit de a menține un standard de calitate și de a menține calitatea și complexitatea actului medical, în ciuda faptului că dotările materiale nu sunt la nivelul spitalelor din Iași. Dar având sprijinul primăriei de mai mulți ani și sperând și în sprijinul dumneavoastră în continuare, sper să menținem și să reușim cumva să acoperim nevoile, în special de îngrijire, de sănătate, ale comunității roman. Numai atât vreau să vă spun că eu sunt romașcan, sunt crescut aici,
am beneficiat și am cunoscut pe foarte mulți dintre cei prezenți și dacă aș fi acum să fiu un tânăr care să-și întemeieze o familie, aș fi convins că în Roman, în acest loc binecuvântat, găsesc și foarte mult sprijin, atât din punct de vedere medical, cât și cultural, educațional, găsesc și îndrumare spirituală, avem și un parc frumos, avem o tradiție, o cultură și avem și oameni minunați a noastră viață ne-o punem în mâinile dumnealor. O administrație deosebită. Vreau să felicit administrația, pentru că haideți să ne gândim cum arăta Romanul în urmă cu, să zicem, 8-10 ani și cum arată astăzi. Aproape că în mod sigur ne lipsesc, adică omitem, dacă le enumerăm, omitem foarte multe lucruri bune făcute. Mulțumesc foarte mult și urez foarte, foarte mult succes în continuare echipei administrative din Roman. La revedere! Mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Felicitări, domnule doctor! Într-adevăr, acesta este și dezideratul nostru pentru a-i determina pe cei tineri să rămână aici, acasă, în Roman. De asemenea, la secțiunea Sănătate, l-avem nominalizat pe domnul Dragoș Barcă, care s-a născut pe 8 februarie 1984 la Iași. Este absolvent al Colegiului Național Roman Vodă. Au urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, promoția 2009. Pasiunea pentru medicină i-a fost transmisă de părinți. Mama, medic de familie. Tata, medic stomatolog. După cei 6 ani de facultate și 5 ani de rezidențiat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, medicul specialist în medicină de urgență Dragoș Barcă a ales să lucreze la Roman, fiind dintre cei mai tineri medici de la Spitalul Municipal de Urgență Roman la compartimentul de primiri urgențe. Timp de 2 ani, 2015-2016, a profesat la Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț. Din ianuarie 2016 este medicul echipei de hub al CSM Roman, iar de la începutul acestui an colaborează cu Unitatea de Primiri Urgențe și SMURT Bacău. Medicii de la CPU sunt în linia întâi și duc în fiecare secundă o bătălie crâncenă cu viața. Doctorul Dragoș Barcă este unul dintre ei. A văzut drame, a văzut durere, a resuscitat oameni și a salvat vieți. Așadar, la secțiunea Sănătate, nominalizat domnul doctor Dragoș Barcă. Și de faptul că a rămas aici acasă. Mulțumesc foarte mult. V-am spus că acesta este dezideratul nostru, ca tinerii să rămână aici, acasă. În cele ce urmează, la secțiunea administrație publică, o avem nominalizată pe doamna Elena Rotaru, absolventa Facultății de Științe Economice Iași, secția Finanțe Contabilitate, promoția 1984. După absolvire, timp de 3 ani a lucrat ca economist la fabrica de traductoare și regulatoare Pașcani. În perioada 1987-1990 a fost contabil șef la secția de mică industrie din cadrul primăriei Roman. Între anii 1990-1999 a fost șef serviciu Administrația Financiară Roman. Din anul 1994 este expert contabil în cadrul Corpului de Experți Contabili Neamț. Timp de 4 ani, 2000-2004, a fost director adjunct la Administrarea Veniturilor la Administrația Finanțelor Publice din Roman. În anul 2006 obține un masterat în cadrul Universității Alexandru Ioan Coza din Iași, Școala Academică Post-Universitară de Administrație Publică, specializarea Guvernare Modernă și Dezvoltare Locală. Din anul 2007 conduce Serviciul Fiscal Municipal Roman din subordinea Administrației Finanțelor Publice a județului Neamț, regiunea Iași. Doamna Elena Rotaru m-a anunțat că este la o activitate și nu poate lipsi, dar oricum noi îi oferim această nominalizare și această prețuire din partea noastră la secțiunea Administrație Publică, doamna Elena Rotaru. Mulțumim!
De asemenea, în cadrul secțiunii administrației publică, avem un împătimit și un iubitor al sportului, domnul Gabi Gheorghe Paisa, absolvent al Institutului Politehnic din Iași și Facultatea de Mecanică. A urmat cursurile Universității Pedagogice din Chișinău, cu masterat în management educațional. A fost profesor la Școala Generală numărul 10 Săvinești, director la Căminul Cultural Săvinești, secretar al Prefecturii Județului Neamț, iar din anul 2005 este director executiv la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț. Este maestrul emerit al sportului, ramura radioamatorism, antrenor emerit radioamatorism, antrenor al lotului național de telegrafie viteză în cadrul Federației Române de Radioamatorism, membru în grupul de lucru permanent la Federația Internațională de Radioamatorism, laureat al sportului românesc în anul 2008, declarat cel mai bun director de direcție pentru sport județeană, distinție prezidențială, meritul sportiv, clasa 1. Este autor al primei ediții a Enciclopediei Sportului Românesc, județul Neamț, organizator al primei expoziții sportive, un secol de educație fizică și sport, la Complexul Muzeal Neamț. Din anul 2005 este organizatorul galelor sportului nemțean, unde sunt premiați cei mai buni sportivi ai județului Neamț. Din anul 2006 organizează în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, programul ARC, program de tabere pentru etnicii români din afara granițelor, în centrul de agrement Oglinzi. Așadar, la secțiunea de administrație publică, nominalizat domnul Gabi Gheorghe Paisa. Mulțumesc, mă simt onorat pentru premiul dumneavoastră, mai ales că nu sunt romașcan și permiteți în numele Ministerului Tineretului și Sportului să vă aduc felicitările și urările de bine pentru toți romașcanii cu aceste zile de sărbătoare și de asemenea să vă mulțumim pentru contribuția adusă sportului românesc pentru marea performanță, pentru înalta performanță prin rezultatele deosebite ale romașcanilor, prin contribuția la loturile naționale și participarea internațională deosebită și la nivelul județului Neamț, după cum știți, dețineți supremația. În fiecare an luați aproape toate premiile, atât la cea mai bună unitate sportivă școlară prin liceu program sportiv roman, atât la sporturi neolimpice prin BAO Roman în 2016, prin echipa fostă HCM Roman, actuală CSM Roman, care a dus standardul României atât pe plan național, cât și pe plan internațional în competițiile EHF și rezultatele sunt deosebite prin meritoși sportivi din Roman, care contribuie atât la valoarea județului, dar cât și la valoarea sportului nemțar. Vă doresc mult succes în continuare și succes și echipei CSM Roman pentru cupele EHF. Mulțumim foarte mult. De asemenea, la secțiunea administrație publică l-avem nominalizat pe Adrian Ciobanu, născut pe data de 25 septembrie 1978 la Roman. Studiile liceale le-a făcut în orașul natal. Au urmat apoi cursurile Facultății de Drept la Universitatea Danubius Galați, promoția 2009. A fost consilier local în Consiliul Local al Comunei Cordun, iar între anii 2010 și 2016 a fost viceprimar al Comunei Cordun. Din anul 2016 este primarul Comunei Cordun, iar în această calitate are în derulare proiecte ample de dezvoltare a infrastructurii, rețele de canalizare, iluminat public, asfaltare, dar și proiecte care vizează alte domenii. Educație, cultură, sport, divertisment, fiind de altfel inițiatorul manifestării Ziua Comunei Cordun. Așadar, secțiunea administrație publică nominalizat domnul primar Adrian Ciobanu. Mulțumesc din suflet, domnule primar, sunt extrem de onorat pentru această distinție.
Întotdeauna, ca și principiu de viață, am avut un motto, să însemn ceva bun pentru semenii mei. Când eram copil, mă gândeam să însemn ceva bun pentru familia mea. După aia au trecut ani și mă gândeam să însemn ceva bun și pentru prietenii mei. Și au mai trecut ani și mă gândeam să însemn ceva bun și pentru comunitatea din care fac parte. Aici, la capitolul administrația, am intrat în politică în anul 2000 și salut pe domnul profesor Andone, deși nu ne cunoaștem personal, pentru că în anul 2000 am candidat în Comuna Cordon pentru un loc în Consiliul Local din partea partidului pe care dumnealui îl reprezenta la acea dată, Partidul Județelor Abuziv Desfințate. Atunci am început experiența mea în politică și în administrație. E adevărat că în anul 2000 am avut un gust amar, că am pierdut alegerile. După aia, în 2004, așa cum a zis și domnul primar, am intrat consilier local. Din 2010 am intrat viceprimar și sper că acum, în calitate de primar, să însemn ceva nu numai pentru comunitatea din Cordun, dar și pentru comunitatea din Roman, pentru viitoarele proiecte pe care le vom desfășura cu municipiul Roman. Urez mult succes domnului primar în activitatea dumnealui, dar și în campania electorală care urmează. Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumim foarte mult și vreau să le spun tuturor că e o relație foarte bună de colaborare între cele două primării și acest lucru nu poate decât să ne bucure, pentru că suntem două comunități limitrofe care trebuie să-și dea mâna pentru dezvoltarea zonei municipiului Roman. Trecem acum la o altă secțiune, este vorba de secțiunea social, acolo unde avem nominalizată Fundația Episcop Melchisedec. Fundația Episcop Melchisedec continuă cu onoare și responsabilitate testamentul marelui ierarh, episcopul Melchisedec Ștefănescu. Cu binecuvântarea înaltului arhiepiscop Ioachim și cu sprijinul Centrului Eparhial Roman, s-au derulat două proiecte europene care au făcut din Fundația Episcop Melchisedec un reper pentru municipiul Roman. Încă de la reînființare, în anul 2002, Fundația a urmărit împlinirea unor obiective, dezvoltarea intelectuală, morală și religioasă, ajutorarea celor necăjiți. În anul 2009, prin renovarea și dotarea clădirilor monumente istorice din Parcul Melchisedec, s-au înființat 4 servicii sociale. Centrul de zi pentru copii proveniți din familii aflate în dificultate, cantina socială, adăpost temporar și centrul de socializare. 3 cabinete medicale, cu un cabinet de medicină generală, centru de permanență și cabinet stomatologic și o unitate de învățământ preșcolar, grădină de copii. În ultimii ani, Fundația a organizat o serie de conferințe, simpozioane, concursuri de șah, întreceri sportive, campanii de voluntariat, menite să-i apropie pe romașcani de adevăratele valori creștine. Directorul Fundației Episcop Melchisedec este domnul Aurelian Alexa. Așadar, la secțiunea social, Fundația Episcop Melchisedec. Mulțumim de premiu, mulțumim în primul rând de colaborarea frumoasă pe care am avut-o în ultimii 2 ani de zile. Fundația s-a dezvoltat cu ajutorul episcopiei și în ultimul timp ajutorul și implicarea directă și a primăriei municipiului Roman. Suntem aici și am ajuns aici datorită faptului că găsim tot timpul parteneri în societatea civilă. Este o manifestare pe care vrem să o facem cât mai des și cât mai vizibilă în cetatea Mușatia. Mulțumim în numele primar și succes mai departe. Vă mulțumim mult! De asemenea, la secțiunea social avem nominalizată Comunitatea Iosefinilui Murialdo, Fundația Leonardo Murialdo, filiala Roman. Fundația Leonardo Murialdo a luat ființă în România în anul 1999. Scopul fundației este educarea și formarea copiilor și a tinerilor, mai ales a celor defavorizați, expus riscului și marginalizării sociale. Fundația Leonardo Murialdo, filiala Roman, Iosefinii lui Murialdo,
este o structură modernă, dotată corespunzător, dispune de o bază de recreere și socializare la cele mai înalte standarde, iar prezența personalului specializat și angajat în diferitele activități este garanția calității și a performanței serviciilor obținute. Activitățile desfășurate de comunitatea Iosefinilor Murial de la Roma sunt diverse. Centrul de zi, after school pentru copii între clasele 1-7, promovarea voluntariatului, oratoriu festiv și estiv, curs de formare pentru animatori, para împreună, campusuri, ajutorarea persoanelor și a familiilor sărace, discernământ vocațional, masă rotundă și cina săracului. Deviza Fundației Murialdo este fă binele și fă bine. Așadar, la secțiunea socială, comunitatea Iosefinii lui Murialdo, Fundația Leonardo Murialdo, filiala Roma. Ne mulțumim și trecem mai departe la Fundația, de asemenea la secțiunea social, care are ca și nominalizare Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare, Don Orione, Centrul Rezidențial de Recuperare în Alcoolism, Emanuel Roman. Și ei au și un motto, sunt, ești, împreună se poate. Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare, Don Orione, este o organizație neguvernamentală care funcționează în scopuri sociale, caritabile și cultural-educative și care oferă servicii de recuperare psihosocială persoanelor dependente de alcool, sub patronajul științific al Școlii Europene de Alcoolologie și Psihiatrie Ecologică din Italia. Primul grup, grup de suport, s-a înființat la Roman în septembrie 2011, iar în noiembrie 2015 a avut loc demararea activității propriu-zise în cadrul Centrului Rezidențial de Recuperare Emanuel. Serviciile de recuperare psihosocială oferite în Centrul Rezidențial sunt consiliere și evaluare psihologică, comunități multifamiliale, educație pentru sănătate, terapie ocupațională. În colaborare sau în parteneriat cu diferite instituții, ACAR, Don Orione, oferă și programe de prevenire a propagării efectelor alcoolismului printr-o informare corectă adresată tuturor categoriilor de vârstă, copii, adolescenți, tineri, adulți, vârstnici și o formare eficientă a persoanelor din comunitate care doresc să susțină direct, ca operator sau indirect, prin referire de cazuri, acest program. Așadar, secțiunea socială, nominalizată Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare, Don Orione. Mulțumesc foarte mult pentru această surpriză mare, pentru acest dar. Vreau să spun și din partea echipei de la centru, din partea asociației, noi ne simțim foarte onorați de acest dar mare. Da. Eu sunt austriacă, sunt acum 26 de ani în România și mă simt româncă și o mașcanca. Această activitate sunt asistentă medicală și când am venit în România am trebuit să cautăm unde putem să ne activăm, unde putem să ajutăm. Și când am văzut unde este boala cauza, alcoolul, unde copii sunt neglijați, probleme în familie, de multe ori alcoolul face aceste probleme. Și atunci am gândit, trebuie să facem mai mult, să oferim oameni acest ajutor în plus, după spitalizare, încă un ajutor de a pune viața spre bine, adică de a îmbunătăți viața, fie propria viața, în familie și în societate. Dar mulțumesc foarte mult pentru. Vă mulțumim și succes mai departe. Într-adevăr, alcoolul, din păcate, reprezintă o problemă socială de mare actualitate.
Trecem acum la o altă secțiune, mediul de afaceri, acolo unde este nominalizată firma Dedeman. Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români, care, începând cu anul 1992, au dezvoltat lanțul de retail cu materiale de construcții și pentru amenajări interioare de tip do-it-yourself, destinat celor ce doresc să-și construiască și să își amenajeze căminul. Este cea mai dinamică companie din domeniu. La 8 ani de la deschiderea primului magazin, a devenit lider național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu un capital 100% românesc. Compania s-a extins într-un ritm constant și rapid, dar pe lângă calcule și cifre, cel mai important capital al modelului de business Dedeman este cel uman. Angajații care lucrează în cele 45 de magazine ale lanțului de retail alcătuiesc o familie dinamică, pragmatică și mereu atentă la cerințele, planurile și nevoile clienților și partenerilor. Dacă în anul 1994 Dedeman avea 11 angajați, astăzi la Dedeman sunt peste 9.000 de angajați care stau la dispoziția clienților. În rețeaua de magazine Dedeman, gama produselor comercializate este extrem de generoasă, depășind 45.000 de repere, acestea provenind de la producători naționali sau din importuri, Franța, Italia, Spania, Polonia, Slovacia, Germania și China. Pe lângă consiliere și consultanță, serviciile de logistică și asistență transformă vizita la Dedeman într-o invitație de a reveni oricând într-un mediu prietenos, atent și flexibil, dedicat planurilor celor întreprinzători. Așadar, secțiunea mediului de afaceri, compania Dedeman. Mulțumim mult! Și mult succes mai departe! Mergem mai departe la secțiunea mediul de afaceri, acolo unde este nominalizată firma Mega Fashion. Debutul firmei Mega Fashion a fost în anul 1999, dorindu-se a fi, la acel moment, o afacere de familie, cu scopul de a produce confecții de damă pentru distribuția în magazinul propriu, magazinul Chic. Având suportul unei experiențe profesionale în domeniu, cu destul de entuziasm și cu multă seriozitate, societatea avea să devină ulterior una din cele mai renumite în județ, dar și în țară. Printr-o rețea proprie de distribuție bine structurată, firma Mega Fashion livrează produsele sale în majoritatea zonelor geografice ale țării. Tradiția ne recomandă, prezentul ne confirmă, iar viitorul ne obligă. Acesta este deviza firmei Mega Fashion. Începând cu anul 2001, activitatea companiei Mega Fashion s-a diversificat, o nouă activitate fiind producția de mobilier din PAL, la comandă, mobilier disponibil în magazinul de prezentare Mob Comfort al firmei Mega Fashion. Totodată, magazinul Casa Design oferă servicii complete de amenajări interioare și design pentru case, dar și pentru hoteluri, pensiuni și restaurante. Administratorii companiei Mega Fashion sunt soții inginer Maria și Toader Popa. Așadar, la secțiunea mediul de afaceri, compania Mega Fashion. Acum 20 de ani am venit în Roman împreună cu soțul meu, care este romașcan. Eu sunt cotnăreancă, sunt din județul Iași, am terminat liceul la Neguții. Ne băteam mereu cu liceul Roman Vodă. Toată lumea mergea spre vest, noi am venit spre est. Toată lumea a spus că suntem nebuni. Da? Noi eram fericiți. În anul 2000, soțul a fost în Canada. În 2001 am ales între Canada și Roma. Adică aveam posibilitatea să mergem în Canada sau să rămânem în Roma. Și am ales să rămânem în Roma. Sunt convinsă dacă suntem și acum aici. Acum 5 ani, domnișoara noastră, Laura Popa, Laura Diana Popa, absolventa liceului Roman Vodă, a terminat facultatea cu 10, suntem foarte mândri de ea.
dincolo de toate cifrele de afaceri, dincolo de crearea locurilor de muncă, dincolo de construcția de fabrici, uzine, magazine, copilul este cea mai mare realizare noastră. Și dacă a terminat facultatea de textile, două mastere și a ales să vină la Roma și să lucreze la Roma, pentru Romașcan și pentru toată România, noi suntem cei mai fericiți oameni. Mulțumim, suntem onorați, e o mare responsabilitate, sperăm să nu dezamăgim romașcanii, sperăm să nu vă dezamăgim pe dumneavoastră, să putem plăti taxele și impozite în continuare și Doamne ajută în tot ceea ce ne gândim să facem noi și Doamne ajută în tot ceea ce gândiți să faceți dumneavoastră. Multă sănătate și mult succes! De asemenea, tot la secțiunea Mediul de Afaceri avem nominalizată firma Roll Group Invest. Roll Group Invest este o societate înființată în anul 2007 care oferă soluții complete și concrete pentru acoperișuri. Societatea are ca profil de activitate comercializarea și montarea de țiglă metalică pentru acoperișuri și a sistemului pluvial aferent. Roll Group Invest înseamnă o echipă tânără, deschisă la ideile și dorințele clienților. De altfel, începând cu data de 1 martie 2016, firma Roll Group a lansat programul de fidelizare a clienților Card de membru VIP Roll Group, revenind oricând cu încredere. Odată cu lansarea cardului de fidelizare, a fost lansată și compania și campania Give Me Five. Roll Group Invest este distribuitor acreditat al celor mai renumite branduri în domeniu: Rookie, Gerard, Decra, Creighton, Bramac, Novatic, Rooster. Din anul 2016, în portofoliul firmei se găsește produsele marca Velux. Anul acesta, firma Roll Group sărbătorește 10 ani de activitate. 10 ani în care, cu profesionalism, seriozitate și garanția unor lucrări durabile, a fost partener de încredere pentru mii de clienți. Managerul firmei Roll Group Invest este domnul Răzvan Leonatu. Trecem la secțiunea mass media. Teodora Paciu este absolventa unui liceu cu profil tehnologic și a Facultății de Științe Politice și Administrative în cadrul Universității Petre Andrei din Iași. A alocat o atenție sporită dezvoltării profesionale, participând la mai multe programe de pregătire în domenii de interes, precum cele de achiziții publice sau anticorupție, programe organizate de instituții recunoscute pe plan național și internațional, Freedom House, Institutul pentru Politici Publice, Centrul Român pentru Politici Europene, Funky Citizen, etc. În mai 2015 a fost unul dintre cei 10 jurnaliști care au câștigat o vizită de 5 zile la instituțiile europene de la Bruxelles, ca urmare a prestației din cadrul competiției Bursele Europene Jurnaliști în Dialog, program organizat de Freedom House România și reprezentanța Comisiei Europene din România. Și tot din anul 2015 a devenit coautor al portalului național justițiecurată.ro, proiect ce reunește jurnaliști de presă locală din mai multe județe ale țării. Un alt proiect de suflet început în acel an este emisiunea Acces Europa, care se difuzează în fiecare vineri la televiziunea Topal. Începutul anului 2016 a reprezentat și debutul ca antreprenor și a construit site-ul inroman.ro și a creat o firmă care a trecut cu brio testul primului an de existență. În anul 2016 a primit cel mai mare premiu al programului Bursele Europene Jurnaliști în Dialog, o bursă de 3 săptămâni la Bruxelles cu acreditări la toate instituțiile europene. A trăit Brexit-ul în inima Uniunii Europene, a participat la primul Consiliu European de după Brexit. În decembrie 2016 a primit o mențiune la categoria reportaj, anchetă, interviu în cadrul concursului Reporter și Blogger European organizat de reprezentanța Comisiei Europene din România. Se consideră o persoană norocoasă care îi place ceea ce face și face ceea ce îi place în orașul în care s-a născut. Așadar, secțiunea mass media, Teodora Paciu.
Mulțumesc. Coza veche se potrivește cu un nou proiect în care sunt implicată. Știam. În decembrie, când am fost la București și am primit premiul pentru anchetă și reportaj de la Angela Pilote, șefa reprezentanței Comisiei Europene din România, am transmis atunci un mesaj cum că în presa locală sunt jurnaliști foarte buni, mă referam la presa locală din toată țara, care merită și trebuie sprijiniți. Reiau acest îndemn către dumneavoastră acum. Și sprijinul se referă în primul și în primul rând la disponibilitatea de dialog și la explicații de specialitate. Un jurnalist nu poate excela în orice domeniu, de aceea avem nevoie de expertiza dumneavoastră a specialiștilor. Vă mulțumesc foarte mult, mi-am promis să nu am emoții, dar nu mi-a ieșit deloc. Și sper să mă urmăriți, pentru că începând cu luna aceasta sunt implicată împreună cu Cotnius și alte 7 cotidiene din țară într-un proiect privind revigorarea patrimoniului cultural. Vă mulțumesc! Felicitări și mult succes și în acest nou proiect. De asemenea, la secțiunea mass media avem televiziunea Roman 24 online. Televiziunea Roman 24 online este televiziunea care acționează în mediul virtual de peste 2 ani și jumătate, fiind deocamdată singurul post TV care poate acoperi live toate evenimentele importante din municipiu. Roman 24 online a realizat în acest timp peste 130 de transmisiuni în direct de la cele sportive, cum sunt meciurile CSM Roman, urmărite atât de iubitorii de handbal din Roman, cât și de către cei din orașele oaspete, până la evenimentele culturale din municipiu, lansările de carte de la Biblioteca Municipală George Radu Milidon sau simpozioanele Societății Culturale Clepsitra, concursurile desfășurate pe scena Casei de Cultură din Roman sau conferințele de presă susținute la Primăria Roman, precum și ședințele de Consiliu Local, ajutând astfel romașcanii aflați în țară, dar și în străinătate, să fie la curent cu principalele evenimente din municipiu. Ca realizări recente, Roman 24 online a acoperit întreg festivalul de teatru organizat de Asociația Culturală GONG, dar și festivalul Dance Arts Competition 2017, eveniment care s-a desfășurat pe durata 14 ore transmis live pe Facebook, aceasta fiind prima și singura transmisie de această anvergură din țară. Așadar, la secțiunea mass media, televiziunea Roman 24 online. Tot live și acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu, contează foarte mult pentru noi, mai ales că sunt convins că cel puțin un sfert dintre cei prezenți aici n-au auzit până acum de Roman 24 online, dar o să se audă. Vreau să vă spun, zilele trecute mi-a spus cineva, măi, voi ăștia de la Roman 24 sunteți ca TVR-ul. Nu dați chestii importante, dar dați chestii interesante. Și mi-am dat seama mai târziu că, într-adevăr, făcea referire la cele peste 135 de transmisiuni live, din care cel puțin 80 sunt de la evenimente care au legături, într-un fel sau altul, cu arta sau cultura de aici din Roman. Și mă gândeam la ce a spus cineva mai devreme, că Romanul este un oraș cultural. Eu mi-aș permite să spun, cum am spus și pe Facebook și în propria emisiune când o mai realizam, că Romanul tinde și are șanse mari să devină capitala Moldovei a culturii. Și sper să nu mă înșel. Vă mulțumesc foarte mult în numele echipei pentru acest premiu și rămâne să discutăm pentru eventualele viitoare transmisiuni live. Mulțumesc! Felicitări! Și de ce nu? Eu sunt de acord să sprijinim acest demers ca Romanul să devină capitala culturală a Moldovei. De asemenea, la secțiunea mass media, Mihai Alexandru Nistor. Născut pe 10 mai, este absolvent al Colegiului Național Roman Vodă. A urmat cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, iar apoi a ales calea presei scrise la fosta publicație Monitorul de Roman, devenind ulterior Ziarul de Roman. După mai bine de 10 ani în lumea presei scrise și după 3 ani în care a activat în cadrul unui ONG local, aplicând diverse proiecte de educație și de voluntariat pentru tineret, a revenit în domeniul mass media la fostul post de televiziune Rom TV. În prezent administrează postul de televiziune Roman TV, unde realizează emisiunea În gura târgului și unicul post local de radio din această zonă a țării, Radio Roman FM.
Crede că fără munca susținută în echipă nu se poate ajunge niciodată la un rezultat bun, este adeptul calității și al schimbărilor în bine și mai ales crede că romașcanii au un potențial deosebit, chiar dacă mulți dintre ei se tem să-și arate în mod public calitățile. De asemenea, crede că rolul presei nu trebuie să fie acela de a contesta, ci de a provoca schimbări, de a prezenta exemple și de a lupta pentru corectarea problemelor din sistem. Își dorește ca și peste 10 ani să facă parte tot din presa locală, să locuiască tot în Roman și să fie mândru de oraș și de toți romașcanii. Așadar, secțiunea mass media, Mihai Alexandru Miscol. La radio e mult mai ușor. Țin să dedic în primul rând acest premiu colegilor mei, pentru că în televiziune și în radio, spre deosebire de presa scrisă, nu pot să faci nimic fără o echipă în spate. Așadar, pentru voi, dragii mei colegi, în primul rând acest premiu. Pe de altă parte, cel mai mult mă bucur astăzi faptul că revăd aici, printre dumneavoastră, persoane alături de care am lucrat în mod direct sau indirect în ultimii 15 ani, pentru a prezenta societății romașcane ceea ce trebuie să știe în primul rând și ceea ce le prinde bine să știe, pentru că mulți dintre dumneavoastră reprezentați niște adevărate modele. Asta ne dorim și noi să fim, atât prin intermediul postului de televiziune Roman TV, cât și prin intermediul postului de radio Roman FM. Un model. Vă mulțumesc mult! Și trecem la secțiunea sport. Raluca Agrigoroaie. S-a născut pe 19 iulie 1983, la Bacău. În anul 1996 s-a înscris la Clubul Sportiv Bacău, secția handbal. În anul 2000 a plecat la Silcotul Zalău, unde a jucat timp de 7 ani, obținând rezultate remarcabile. Campioană națională de junioare, triplă campioană națională, vicecampioană națională. Fără îndoială, cel mai important rezultat din cariera sa de până acum este titlul de vicecampioană mondială din anul 2005 la Sankt Petersburg. În anul 2007 s-a transferat la Olchim Râmnicu-Vâlcea, unde a fost 2 ani consecutiv campioană națională și a obținut Cupa României. În anul 2011 s-a transferat la HCM Roman, unde a jucat de 2 ori finala cu echipe de top, HCM Baia Mare și CSM București. Este componenta lotului național, atât la junior, cât și la senioare. Așadar, la secțiunea sport, Raluca Agrigoroaie. Și pot spune că am fost, cred că, cel mai emoționat din toată această prezentare, întrucât mă leagă și o prietenie deosebită și multe momente frumoase petrecute împreună. Felicitări! Și despre echipă, bineînțeles. Mulțumim domnului primar Lucian Micu pentru toate eforturile depuse. Mulțumim primăriei, sponsorilor, tuturor care au stat în spatele echipei. Așa, și ca o scurtă paranteză, vreau să spun că a venit momentul să agăț azida și în cui, pentru că am primit o binecuvântare la Dumnezeu, voi fi mămică, și mulțumesc pentru. Îți dorim mult succes în această nouă, pe acest nou drum pe care ai pornit și vom fi mereu alături de tine, la fel cum și tu ai fost mereu alături de noi. Un simbol până la urmă pentru echipa noastră, un simbol de devotament, dăruire și implicare. Îți mulțumim foarte mult! Mergem mai departe la secțiunea sport, acolo unde l-avem normalizat pe domnul inginer Sorin Chiriac. Pe lângă aptitudinile manageriale dovedite la conducerea firmei Smirodava, domnul inginer Sorin Chiriac sprijină și alte proiecte în comunitatea romașcană. Proiecte culturale, pianul călător alături de firma Sense, proiecte filantropice sau sportive. Din anul 2015, în curtea firmei Smirodava, au fost construite 3 terenuri de tenis acoperite cu prelată pe schelet metalic.
Investiția a fost de peste 1,4 milioane de lei, parțial fonduri europene, iar suprafața de joc este din zgură. Până în prezent au fost organizate mai multe turnee din circuitul Federației Române de Tenis, de veterani și juniori, participanții apreciind calitatea și facilitățile bazei sportive, precum și buna organizare a turneilor asigurată de domnul antrenor Ioan Isciuc. Este cea mai modernă bază de tenis acoperită din Moldova. Datorită acestui fapt, multe meciuri din turneele organizate din zona Moldovei și care au avut de suferit din cauza condițiilor meteo nefavorabile au fost mutate la Roman, inclusiv din turneul ITF, International Tennis Federation, de 25.000 de dolari de la Bacău. Astfel, la Roman au venit mulți dintre jucătorii de top ai momentului, Marius Copil, locul 1 în clasamentul Federației Române de Tenis, Dragoș Dima, locul 2 și Alex Luncanu, locul 4. Anul acesta se vor amenaja încă două terenuri în aer liber și un spațiu nou pentru vestiare. După această nouă investiție, se va putea organiza la Roman orice fel de turneu organizat de Federația Internațională de Tenis. Așadar, la secțiunea sport, premiem domnul inginer Sorin Chiriac, prezent din partea dumnealui va fi domnul profesor Ioan Isciuc. Bună ziua, eu sunt antrenorul, nu Sorin Chiriac. Mă bucur foarte mult că l-am cunoscut pe domnul Sorin Chiriac și după 40 de ani de sport, mă bucur că în Roman am realizat ceea ce visam. Și am visat frumos pentru că atâta timp cât copiii care vin la turneele de tenis mi-au spus m-am îndrăgostit de această bază, înseamnă că în Roman am făcut un lucru extraordinar. Mulțumim pentru colaborare tuturor celor de la Smirodava, Caremil, domnului și doamna Sorin Chiriac și aș dori ca mulți dintre oamenii de afaceri să facă ceva pentru sport și să rămână baze sportive, să atragem copiii la sport, pentru că cei doi copii ai mei, chiar dacă au făcut medicină, acum una dintre ele joacă prin Germania, joacă tenis, cealaltă a intrat deja în pâine și ar dori ca să-i atragă acasă. Mulțumesc mult, mai ales domnului Sorin, că s-a implicat în acest proiect și Romanul este destul de bine văzut în țară de toți ce a tenis. Mulțumesc! Deci că și într-adevăr este o bază foarte frumoasă de care m-am îndrăgostit și eu. Și de asemenea, la secțiunea sport l-avem nominalizat pe Bogdan Sava, născut la Roman pe 14 mai 1980, este absolvent al Liceului Teoretic Roman Vodă, promoția 1999. A obținut o licență în științe politice la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și un master în politici publice la aceeași universitate. Are o mare pasiune, șahul. Este candidat de maestru în șah, legitimat la CSM Pașcani. Are un palmares impresionant, a obținut importante premii la competiții județene, naționale și internaționale. Festivalul Internațional de Șah Mihail Sadoveanu 2002, 2003, 2004, 2007, Cupa Brașovului 2008, finala Campionatului Național de Seniori Sărata Monteoru 2011, Cupa 1 decembrie Vaslui 2011 și 2015, Cupa Unirii Piatra Neamț 2011, Cupa de Toamnă Bacău 2012 la șah Fulger. Turneul Internațional de Șah, Bancpost 2013, Cupa Sergentul Vaslui 2011, 2013, 2015, finala Campionatelor Naționale de Seniori Târgu Mureș 2014, Cupa Orașului Piatra Neamț 2014-2016, Cupa Pionul la Ajut 2015-2016, Piorii Prieteniei Vaslui 2016 și Trofeul Deliciosul de Vaslui 2017, acolo unde a obținut și locul întâi. Pe lângă pasiunea pentru sportul minții, domnul Bogdan Sava este preocupat de istorie, astronomie și logică. Așadar, nominalizat la secțiunea sport, domnul Bogdan Sava.
Vă mulțumesc foarte frumos pentru nominalizare. Sunt încântat și totodată încurcat în privința acestei nominalizări, ca niciodată în acest an și în această lună am fost nominalizat la două gale ale excelenței, la Gala Sportului Pășcănean și la Gala Excelenței Romașcane. De altfel, de aproximativ 15 ani joc și rolul de încurcă lume pe la competițiile de șac din România, pentru că, fiind legitimat la cluburi din Iași, din Pașcan, din Buci, sunt întrebat ce se mai întâmplă în acele orașe și trebuie să ripostez contrariat, nu pot să știu, eu sunt romașcan. Eu sunt din Roma, nu pot să știu ce se întâmplă acolo. Mulțumesc mult! Dar puteți spune că la Roma se întâmplă lucruri bune și în felul ăsta îi descurcați. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi alături de noi. Vreau să mulțumesc și colegilor din primărie care mi-au fost alături la acest eveniment. Să vă doresc tuturor în continuare multă sănătate, multă putere de muncă și fiecare, toate proiectele pe care dumneavoastră vi le propuneți să se poată realiza, iar împreună să contribuim la a avea un oraș cât mai armonios, un oraș cât mai prietenos, acolo unde fiecare dintre noi dorim să-i aducem aproape de noi pe copiii noștri. Mult succes în continuare!